După Colegiul Național de Informatică Matei Basarab, un alt liceu din Vâlcea a primit certificatul Școală Europeană. Este vorba despre Colegiul Național Mircea cel Bătrân, unitate de învățământ care va marca în curând 100 de ani de la înființare. Conducerea liceului a primit certificatul Școală Europeană într-un cadru festiv la Palatul Parlamentului la începutul lunii iunie. Acest titlu conferă recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale din întreaga țară pentru cel puțin 3 ani. A fost o competiție în care au participat mai multe unități de învățământ preuniversitar din țară. Au fost premiate 87 de unități. Noi am obținut un loc fruntaș, am fost clasați pe locul 11. Am avut un punctaj destul de mare, 174 de puncte, ținând cont că primul loc a fost 196 de puncte. Și pe 4 iunie, la sala Parlamentului, am fost premiați de către doamna ministru Ecaterina Andronescu. Lipsea acest titlu de școală europeană, mai ales că acest titlu este pe perioadă de 3 ani de zile, deci prinde și perioada centenarului. Noi deja am intrat în anul centenar, suntem colegiul centenar. Anul viitor, în luna mai, sărbătorim centenarul, 100 de ani de existență. Și acest titlu răsplătește munca colegilor mei și a elevilor acestui colegiu, care au niște rezultate extraordinare. Acest titlu, în afară de avantajul financiar pe care îl avem, deci el este odată alocat pentru o perioadă de 3 ani de zile, ca avantaj financiar presupune o sumă de 5.000 de lei, cu care noi putem să aducem dotări Colegiului Național Mircea cel Bătrân. Dar așa cum suntem noi învățați și copiii noștri nu neapărat aduc aceste performanțe în școală pentru partea financiară, deci nu asta este prima latură care îi motivează, ei lucrează pentru prestigiu, pentru titlu, era un titlu care ne lipsea din palmares și era păcat să-l ratăm pentru că avem rezultate și nevoie de foarte multă muncă, sunt foarte multe proiecte la care toată școala a muncit, au muncit toți colegii mei și, bineînțeles, alături de elevi și părinți. Foarte mult au contat aceste proiecte europene. Aici aș vrea să menționez o contribuție extraordinară a doamnei profesor Mărândici, Tatiana Mărândici, care a coordonat de-a lungul acestor ani Comisia pentru Proiecte și Programe Europene. Pe lângă proiectele Erasmus implementate în școală, obținerea acestui titlu este și rezultatul eforturilor depuse de-a lungul anilor, atât de cadrele didactice, cât și de elevii care au reprezentat cu succes Colegiul Național Mircea cel Bătrân la diferite olimpiade. În acest an școlar am avut 53 de elevi calificați la olimpiadele naționale, aproape, pot să spun, la toate disciplinele, de la informatică până la religie, și 24 din aceste elevi au adus premii, mențiuni și medalii pentru Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Printre absolvenții care fac cinste liceului din Râmnicu-Vâlcea se numără Ștefan Roată. După susținerea examenului de bacalaureat, tânărul va studia informatică și științele vieții la Singapore, într-unul din colegiile Universității Yale. Pentru mine a fost foarte important că am fost elev al colegiului. Încă din clasa a noua mi-am dat seama că aici este locul în care cu siguranță mă voi putea dezvolta. De aceea, cu ajutorul domnilor profesori, m-am calificat în timpul liceului la 8 olimpiade naționale. Dovadă că aici chiar se face treabă și se face școală. Mă voi duce la campusul Facultății Americane Yale din Singapore. Nu aș fi reușit acest lucru dacă trei dintre domnii mei profesori nu mi-au făcut o recomandare foarte bună. Dovadă că profesorii de aici sunt implicați nu numai pe partea academică, dar au și o relație foarte strânsă cu elevii. Voi studia Computer Science împreună cu Life Sciences, științele vieții. Este un domeniu care mie mi se pare de viitor. Am avut ocazia să-mi aleg două specializări total diferite, pentru că de obicei așa se întâmplă la facultățile americane, și o să-mi pot dezvolta capacitățile atât pe domeniul științelor cât și pe domeniul informaticii în paralel. Anul acesta, în cadrul competiției Școală Europeană, s-au înscris 136 de unități de învățământ din România. La cele 15 ediții ale competiției naționale, din 2004 și până în 2018, au participat peste 2000 de unități de învățământ din toate județele țării.